Interviul săptămânii la RCIS FM. Dragi prieteni, bun găsit la Interviul săptămânii. Sunt Nicoleta Timaru și astăzi am adus în studio un om care poate aduce anumite clarificări. Dar cum orice clarificare vine greu, vine după îndelungi procese, dezbateri și știți cum e. Partea mea, partea ta, care e dreptatea și la cine este, ne explică chiar dânsul exact ce face și cu ce se ocupă părintele Romeo Neculai. Părinte, bun venit la RCIS FM. Sunteți vicar judecătoresc la Tribunalul Bisericesc. Cred că deja s-au speriat cei care ne urmăresc și zic ce bine v-am găsit. Se întâmplă astăzi. Mă bucur că am și eu posibilitatea să vorbesc la emisiunea dumneavoastră și să vedem un pic, într-adevăr, cum putem aborda și ajuta persoanele pentru a putea depăși anumite situații, poate mai mult de conștiință, de încărcare interioară. Sunt sigură că pentru unii dintre cei care ne urmăresc este un element de noutate să audă Tribunalul Bisericesc. Da, există un Tribunal Bisericesc. Așa este și eu, adică am deja această experiență, eram la Roma, la studii, și făcând specializarea de master și de doctorat și trebuia să celebrez la o congregație de surori de clauzură pe o săptămână, seara. Și într-o seară, neștiind acolo, am întâlnit un cardinal și când am intrat, avea peste 80 de ani, spune: cu ce vă ocupați, ce studiați? Și spun: studiez dreptul bisericesc, drept canonic. Cum? Așa ceva nu există, n-ar trebui să existe în Biserica Catolică, nu se poate, cum? Noi suntem creștini, noi avem Evanghelia, noi trebuie să ne ghidăm după aceste norme. Am rămas un pic blocat, nu am intrat în dezbatere cu excelența sa, cu eminența sa, și atunci mi-am zis, da, există această percepere că dreptul sau tribunalul este ceva negativ, ceva care n-ar trebui să existe. Dar în același timp îmi zic, de mic am trăit într-o familie, într-o comunitate și știu că părinții spuneau, respectivul lucru nu ai voie să-l faci, celălalt ai voie, sau fii atent acolo. Apoi la școală, la fel, aveai anumite norme de conduită. Și mi-am zis, nu, într-o societate, nu e posibil, trebuie să existe anumite lucruri. Și iată că, da, într-adevăr, și în biserică există acest lucru, există tribunal. Dar nu este un tribunal justițiar, adică să nu ne gândim ca în sfera civilă. Că e o sală de judecată în care... Exact, vine judecătorul și condamnă. Și tu eventual dă cu ciocanelul dă acela, cu ciocanelul, da. Deci nu acesta este interesul și nu acesta este aspectul principal al unui tribunal bisericesc. Ce face atunci un tribunal bisericesc? Tribunalul bisericesc ajută, în primul rând, episcopul în misiunea sa de a judeca. Pentru că episcopul este cel care are putere legislativă, executorie și putere judecătorească într-o biserică particular. Și atunci, tribunalul nu face altceva decât să ajute episcopul în această muncă de aplicare a dreptății. Acest lucru e fundamental. Adică episcopul are această putere, nu poate să le facă singur pe toate și atunci încredințează această putere judecătorească unui tribunal. În primul rând este vicar judecătoresc împreună cu ceilalți judecători din cadrul unui tribunal. Câți judecători sunt în Tribunalul Bisericesc? Vorbim la nivelul Episcopiei de Iași și cam cât activitate au, ca să vorbim concret? Sunteți foarte aglomerați. Da. Suntem mai mulți judecători împărțiți pe zone. Am încercat să acoperim întreaga dieceză. Aici, la Iași, suntem 3 judecători. La Roman este un judecător, iar în zona Bacău un alt judecător. Acești judecători au studii de drept canonic. Fiecare dintre aceste persoane au o specializare în drept canonic făcută în afara țării, undeva ori în Italia, ori în Statele Unite, ori în Ungaria. Și acolo s-au specializat și au studiat în mod deosebit anumite cursuri de drept. Haideți să ne apropiem și mai mult de cei care ne urmăresc și să le dăm exemple. Exemple de cazuri pe care le judecați. Mă exprim corect? Corect, așa este. Cazuri pe care le judecați. Cea mai mare parte a activității noastre este legată de procese. Și procese care privesc un legământ matrimonial.
Apoi avem și procese care sunt legate de legământul de hirotonire preoțesc. Deci 99% dintre cazuri sunt persoane care au ajuns într-o situație, să zic, de conștientizare a stărilor familiare și au spus: domnule, eu consider că relația noastră de căsătorie a fost una invalidă. Adică în momentul în care are loc căsătoria, când bărbatul și femeia spun da în fața reprezentantului bisericii, în fața altarului, acolo există ceva care face ca acel consimțământ să fie fie invalid, fie să fie eronat. Și atunci acest lucru trebuie să îl analizăm noi. Mai precis, să luăm câteva exemple. Marian ajunge la momentul să spună: da, trebuie să mă căsătoresc în biserică. Aleg lucrul acesta. Ok, el, Marian, este cu Veronica. Și Veronica spune: ok, sunt de acord și eu să ne căsătorim în fața bisericii, în fața lui Dumnezeu, suntem credincioși și vrem să facem acest pas. Ok, ei se căsătoresc, se prezintă în fața reprezentantului bisericii, preotul care le primește consimțământul în numele bisericii sau a diaconului. Și ok, toate bune și frumoase, are loc după aceea și, nu știu, petrecerea, totul, și spunem: ok. Trec câteva săptămâni și spunem: da, stai, eu vreau, de exemplu, să am copil, spune Veronica. Marian spune: nu, eu nu vreau să am niciun copil. Eu nu vreau în această căsătorie niciun copil. Dar spune ea: dar nu am discutat lucrul acesta, că dorim să avem un copil? Nu, nu l-am discutat, spune el. Deja apar anumite probleme, disensiuni. Ok, încearcă să meargă mai departe. Ea spune: domnule, ne-am căsătorit în fața bisericii. Și suntem, pentru asta. Suntem credincioși. Ok. Acum, pentru că este această situație dificilă, el nu vrea să aibă copii, nu știu ce să fac, mai stau, poate reușesc să-l conving. Și poate să treacă câteva săptămâni, luni, chiar ani, și el nu vrea. Și atunci se ajunge la situația de a nu mai putea merge mai departe, pentru că e un lucru esențial pentru o familie să aibă copii, dacă există această posibilitate, dacă nu sunt în imposibilitate fizică sau psihică sau de altă natură, da? Ok, și atunci ei se despart și apoi se adresează bisericii și spune: domnule, căsătoria noastră este nulă, așa considerăm noi. De ce? Pentru că soțul nu a acceptat copii atunci când ne-am căsătorit. Și atunci începe un proces. Hai să vedem dacă așa stau lucrurile sau nu. Și cum dovediți faptul că poate ei au avut această discuție anterior căsătoriei și el și-a asumat și a făcut deja cunoscut viitoarei soții faptul că el nu vrea copii? Atunci, chiar dacă, de exemplu, o persoană a primit această informație înainte de a se căsători și să spună: domnule, nu a vrut să aibă copii și eu am fost de acord. În acest caz, consimțământul tot este invalid. De ce? Pentru că, în definiția căsătoriei, este: cei doi se căsătoresc pentru binele lor și apoi pentru nașterea și educarea copiilor. Acestea sunt elemente esențiale ale căsătoriei. Dacă nu este prezent unul dintre aceste elemente în momentul în care cei doi se căsătoresc, atunci acea căsătorie este nulă, indiferent dacă ei acceptă sau nu aceste lucruri. Deci dacă ei spun: da, sunt de acord să nu avem copii, acea căsătorie tot este nulă. Numai că, cum spuneți și dumneavoastră, trebuie dovedit lucrul acesta. Pentru că închipui că sunt destule persoane care chiar și în acest proces mint. Absolut. Tocmai pentru a obține anularea căsătoriei, nu? Așa este. Deci sunt persoane care vin: părinte, uitați, aceasta este situația noastră pe care, de exemplu, l-am descris-o înainte, da? Și spune: vă rog frumos să rezolvați problema sau să, așa, să spuneți că este nulă căsătoria noastră. Și eu spun: stați, că lucrurile nu sunt chiar așa simple. Și apoi reacția din partea cealaltă spune: dar nu mă credeți, părinte, dar eu vă spun cu toată încrederea și toată sinceritatea în fața lui Dumnezeu, Dumnezeu mi-e martor. Eu zic: ok, eu vă cred și sunt aproape de dumneavoastră și cu siguranță Dumnezeu știe foarte bine cum stau lucrurile, dar noi trebuie să vedem
dacă se încadrează sau nu aceste lucruri în conformitatea normelor. Și atunci spun, să știți, există un proces care trebuie să se desfășoare pentru a afla adevărul. Pentru că și noi, ca preot sau ca tribunal sau ca episcop, noi trebuie să fim atenți și la protejarea unui sacrament, pentru că am avut un sacrament celebrat și trebuie să vedem dacă acel sacrament există, dacă este real sau nu. Și atunci și eu răspund în fața lui Dumnezeu. Adică nu este așa simplu să spun, nu, ok, vă cred și gata, am rezolvat problema, pentru că și eu răspund în fața lui Dumnezeu și nu doar în fața oamenilor. Și este această dificultate pentru un judecător, pentru a rezolva aceste probleme. Da. Și apoi trebuie să înceapă cu adevărat un proces, adică se vorbește cu persoana, este ajutată să facă o cerere, să descrie anumite date despre cele două persoane, cum s-au întâlnit, cum s-au cunoscut, cum au ajuns să se căsătorească, cum s-au căsătorit, cum au decurs viața de căsătorie și cum s-au despărțit. Da? Și după aceea, la finalul acestei scrisori cereri, se invocă în baza anumitei legi, în termeni bisericești canon, sunt canoanele bisericii într-un drept și acolo se invocă un canon în baza căruia se cere să fie declarată nulă căsătoria. Deci mare atenție aici, am ajuns, deci avem o cerere, deci vorbim de un proces. Deci nu se poate începe un proces fără această cerere, care după aceea trebuie să fie semnată, datată și trimisă la episcopie împreună cu o serie de alte acte. Dar e foarte important este acest prim pas. Deci nu este de ajuns să-mi pună cineva că da, uite, aceasta este situația noastră și vă rog să declarați nulă căsătoria sau să vă pronunțați asupra ei, ci trebuie să fie un proces. Și apoi există și dreptul de apărare a celuilalt care este părât, parte părât, așa se cheamă în termeni de proces și respectiva persoană, parte părâtă, are dreptul să se apere. Da? Deci vine această cerere în care se descrie starea lucrurilor și ce se cere apoi. Noi spunem, da, dacă corespunde criteriilor, această cerere este acceptată și este trimisă celelalte părți care să răspundă dacă cealaltă parte, partea reclamantă, are dreptate sau dacă se opune sau dacă are altă părere. Încercând și așa începe un proces. Încercând să facem o scurtă statistică, cele mai multe cazuri sunt cele în care vin ambii soți și își doresc deschiderea acestui proces sau vine doar unul dintre ei și își dorește acest proces? Cele mai multe cazuri vine o singură persoană care să ceară. Și din păcate e un alt aspect dureros, e când celălalt nu răspunde și atunci munca, proces devine mai dificil. Dar bineînțeles că sunt pe lângă cei doi care părțile principale sunt și martori. Trebuie neapărat să apară martori sau să apară alte dovezi din înscrisuri sau alte modalități care să fie prezentate. Știm foarte bine, în momentul căsătoriei se spune până când moartea ne va despărți. În ce cazuri, părinte, nu mai e valabil până când moartea ne va despărți? Bineînțeles, cu particularitățile fiecărui caz în aici sunt mai multe probleme până ce moartea ne va despărți. Acest lucru rămâne valabil pentru căsătoria între două persoane catolice sau între o persoană catolică și o altă persoană de alt rit sau de altă confesiune care primește dispens să căsătorească în Biserica Catolică. De ce spun lucrul acesta că trebuie făcută această deosebire? Pentru că în momentul în care te căsătorești, te căsătorești într-adevăr pentru totdeauna și nimic nu poate despărți, nici măcar biserica. Și finalitatea acelui proces pe care un cuplu îl deschide îi dă dreptul de fapt la o nouă căsătorie? Sau pur și simplu, deci îi anulează căsătoria? Nu. Deci mare atenție, la fel, este o greșeală care se perpetuează și se face când spune vă rog să-mi anulați căsătoria. Când cineva într-o cerere spune sau mi se spune să anulați căsătoria, acea cerere este respinsă. Pentru că căsătoria nu poate fi anulată, ci poate fi declarată nulă dacă așa stau lucrurile. De aceea vă spuneam că trebuie făcută o anumită diferență în momentul în care spun dacă ne căsătorim pentru totdeauna, dacă rămâne valabil. Da, rămâne valabil, ne căsătorim pentru totdeauna, dar sunt anumite aspecte care intervin asupra procesului căsătoriei, actului prin care se schimbă, se dă consensul și atunci acel lucru nu există, pur și simplu el nu există. Deci el formal există în afară, dar de fapt substanțial el nu există. Și sunt mai multe impedimente pentru care o căsătorie, chiar dacă apare și spune, domnule, l-am văzut noi în biserică, am participat noi, am văzut că s-a căsătorit, cum adică să spună că acea căsătorie nu a existat?
Și sunt mai multe impedimente, spuneam, pentru care o căsătorie ar fi invalidă. De exemplu, dacă cineva se căsătorește sub vârsta de 14 ani, fete, bărbați sub vârsta de 16 ani, canonic vorbind, bisericesc, pentru că civil e 18 ani. Dar și aici poate fi dispens. Deci dacă cineva se căsătorește sub această vârstă, acea căsătorie este invalidă. Bine, dar închipui că preotul care oficiază căsătoria vede ce vârstă au și n-ar mai face această căsătorie, nu? În cât privește acest aspect, dar teoretic, dar noi gândim din perspectiva noastră a bisericii de aici, din Moldova, dar putem să ne gândim la anumite țări din Africa, din Asia, unde situația nu e chiar așa de bine pusă la punct cu acte și așa ca la noi. Și atunci apare, deci este un impediment sau poate să fie, impediment de impotență, de exemplu, pe care nu știi, dar el există. Da. Și la fel, deci chiar tu, dacă, după momentul, tocmai, da. Deci se constată după. Ei nu știau. Sau poate știau și au ascuns. Trebuie văzut. Da. Și la fel există și pe lângă impedimentele mari, de exemplu, pot fi persoane foarte apropiate, nu știu ce să zic, poate să fie chiar frați, s-au despărțit de mici, a fost înfiat, a plecat în altă parte, la 2 ani. Da, nu și-au cunoscut legăturile. Se cunosc după, fără să știe că ei sunt. Se căsătoresc și se constată că ei de fapt sunt frați. Căsătoria respectivă este nulă, absolut nulă. Da, pentru că există aceste impedimente. Știți ce îmi vine în minte acum? Dacă ar fi o emisiune de tiparul acela să sune telespectatorii, cred că acum firul ar fi roșu, efectiv, ar suna toată lumea. Imaginez. Dar mă voi transforma eu cumva în acei telespectatori care au o grămadă de întrebări și vă întreb. Cu siguranță mulți se gândesc așa. De ce la frații ortodoxi se poate? Unii au chiar 7 căsătorii într-o viață și la noi, la catolici, nu. Și aici am să-mi permis să vă contrazic. Eu vă spun ce se vorbește cum și ce gândește? Se vede, pentru că știm foarte bine și vedem persoane care nu doar că se căsătoresc discret și frumos și finuț, ci cu alai de preoți și cu mare fast. De ce am spus că îmi permis să vă contrazic? Pentru că și în Biserica Ortodoxă sunt anumite norme și care vin chiar de la Sfinții Părinți. E Sfântul Vasile care a dat această normă și ei se pot căsători de 3 ori. A 4-a căsătorie deja nu mai este permisă nici în Biserica Ortodoxă și e bine să știm lucrul acesta. Deci la ei deci merge pe această idee. Iar de ce, la noi, de ce e permis numărul 3? Eu am zis 7 pur întâmplător, fără nicio legătură cu realitatea, ca să zic. Deci de în ce Biserica de Ortodoxă se poate căsători de 3 ori. Da. În Biserica Catolică există o singură căsătorie și ținem foarte mult la acest aspect, pentru că la noi, deși nu există o dogmă asupra căsătoriei, ținem la această învățătură a lui Hristos care vorbește despre această unire profundă dintre persoane care nu trebuie să fie influențată de absolut nimic. Și de aceea, în momentul în care Iisus spune că cine lasă și ia pe altcineva comite adulter, eu nu pot să îmi pun un văl ceva care să obstaculeze învățătura lui Hristos și modalitatea mea de aplicare. Și atunci sunt aceste două modalități diverse de a privi lucrurile. În Biserica Ortodoxă spun, domnule, omul este păcătos, greșitor, are nevoie să fie ajutat, înțeles. În Biserica Catolică spunem, domnule, noi avem învățătorul lui Hristos care este deasupra acestei mentalități și trebuie să ținem cu adevărat la ea. Și de aceea este această diferență între Biserica Ortodoxă și Biserica Romano-Catolică. Îmi închipui că vă confruntați cu foarte multe cazuri în care, dacă nu se aprobă acest proces, persoanele se duc și se căsătoresc în Biserica Ortodoxă. E adevărat, deci sunt persoane care vin și spun, păi dacă nu rezolvăm la noi, mergem la Biserica Ortodoxă. Și mă doare lucrul acesta foarte mult când mi se spune așa direct și uneori chiar persiflant, arogant. Dar ce urmăresc ei? Zic, ne căsătorim în Biserica Ortodoxă și apoi ne întoarcem din nou în Biserica Catolică, adică doar acel lac să-l facă. Dar, de fapt, ei nu reușesc să rezolve o problemă, pentru că ei doresc, de fapt, să poată accede la sacramentele spovedii și împărtășaniei. Deci, pe de o parte, ei spun, ok, nu putem la noi să rezolvăm problema căsătoriei noastre, mergem și ne căsătorim la Ortodox și apoi ne întoarcem.
Dar nu se, deci problema nu este rezolvată, pentru că ei se întorc, dar de fapt ei trăiesc în adulter și atunci tot nu pot primi Sfintele Sacramente și deci n-au rezolvat o problemă. Dar și aici trebuie să rămână o atmosferă deschisă și pătrunderea credinței să fie într-adevăr puternică. De ce spun lucrul acesta? Pentru că până la urmă tu trebuie să simți acest lucru în interiorul tău. Și atunci, chiar dacă există situații nu mai complicate... Nu e de suprafață până la urmă, exact, nu? Să fii împăcat tu cu tine, să știi în sinea ta că respecti credința catolică în care te-ai născut, ai fost educat și ai fost crescut. Și mai mult decât atât, în care ai fost născut, în care crezi cu adevărat și exact, îți dă sens și îți dă împlinire. Și atunci sunt persoane care sunt deschise dialogului și încearcă să înțeleagă situația în care se află și spun ok, nu mă pot căsători din nou, dar eu voi continua pe drumul credinței mele, voi participa la Sfânta Liturghie cu credință, mă voi implica la cor, mă voi implica în activitățile care caritative. Eu mă voi ruga, voi duce viața de credință mai departe. Și când... Pentru că vorbiți despre acest lucru, haideți să le spunem ceva oamenilor care îi privesc cu alți ochi pe acești oameni, care totuși rămân în sânul bisericii, pentru că ei sunt priviți cu ochii răi. Perfect de acord. În predicile mele uneori încerc să ating și acest aspect, această latură, ca persoanele care, nu știu, se simt imaculate, perfecte, să nu judece persoanele care trăiesc cu anumite stare, altă stare, poate fără vina lor au ajuns să se despartă sau au fost certuri foarte grave, au fost violențe fizice, psihice, deci ceva indescriptibil. Și atunci s-au ajuns într-adevăr la 23 de ani să se despartă și acum sunt într-o altă relație. Nu aceasta este învățătura bisericii, dar în același timp nu putem ca noi, dacă ne considerăm creștini, să lovim aceste persoane în loc să le ajutăm, să le înțelegem, să le fim aproape și așa cum putem să le direcționăm, nu, mai departe în viața lor. Îmi vine în minte o întrebare de când am început această emisiune. Cum reușiți să împăcați misiunea de judecător cu sufletul de om care este impresionat de povestea celui care vine, care este mișcat de durerea celui care vine și plânge efectiv și spune nu mai pot, nu mai vreau, este imposibil. Cum reușiți să fiți și om și judecător? Nu că judecătorii nu sunt oameni, dar înțelegeți ce vreau să zic, să respectați normele. Nu reușesc mereu. Și acest lucru nu reușesc nu înseamnă că nu respect normele sau nu respect învățătura, dar nu reușesc mereu, într-adevăr, să mă detașez total de experiența unui om, de suferință, de greutate. Și în același timp a imposibilității de a-l ajuta, adică mă văd pus în acea situație ca judecător că nu pot să ajut acea persoană și ea trebuie să continue cu istoria sa tristă. Și cu toate că omul vine cu speranță și cu încrederea că îl veți înțelege și îl veți ajuta, dar evident sunt niște limite pe care trebuie să le respectați. Este un alt aspect tot dureros, deci eu îl înțeleg și poate chiar emoțional trăiesc starea lui atât cât mi se permite, că nu trăiesc starea lui, istoria lui, dar în același timp, cum am spus, am și învățătura lui Hristos de la care nu pot să abdic, adică nu pot renunța, pentru că altfel renunț la ceva care este definitoriu pentru mine, ce mă definește și nu pot renunța. Pe de altă parte, am anumite norme după care mă ghidez și pe care trebuie să le aplic pentru a nu fi în arbitrar, pentru că altfel risc să ajung în subiectivism și la fel să, în loc să fie dreptate, eu să fiu nedreptate. Și sunt și situații și mai complicate în care văd că acea căsătorie ar putea fi nulă, dar este imposibilitatea de a demonstra. Cealaltă parte nu comunică, nu sunt martori, nu sunt mărturii și tu nu poți să dai o sentință. Și atunci e chiar dureros și e greu să împaci lucrurile. Trăiește această suferință. Mă gândesc la o altă, nu știu, gândire și o altă situație des întâlnită între oameni
și anume aceea în care spun rămân în căsnicia aceasta doar pentru copii. Ce spuneți de această abordare și cât este ea de, nu știu, aliniată la învățătura creștină? Poți rămâne într-o căsnicie doar pentru copii? Este o întrebare care privește pe fiecare și în același timp la care nu suntem cu toții pregătiți. Eu nu sunt pregătit neapărat în acest domeniu, să zic, fie dogmatic, fie de teologie morală. În același timp, cât privește dreptul și normele bisericești, permit separarea acestor persoane în cazuri limită, permit ca persoanele într-o căsătorie să se separe pentru binele copiilor. Pentru binele copiilor, pentru educarea lor, pentru creșterea lor, să se separe. Nu să divorțeze, să se separe fără să se căsătorească cu altcineva și să se îngrijească de creșterea copiilor. Dar în același timp nici mentalitatea nu știu să-i spun actuală sau așa, după care apar primele probleme, gata, ne despărțim. Pentru că ați spus să rămânem așa toată viața pentru de dragul copiilor sau pentru binele copiilor, nu este corectă, dar nici să mă despart fără să încerc să rezolv anumite situații, de fapt, interrelaționale care privesc relația dintre noi, dintre părinți, nu? Deci acolo trebuie lucrat foarte mult și trebuie văzut. Deci nu ne separăm imediat, trebuie să încercăm, căutăm ajutor. Ceea ce, nu știu, mă intrigă într-un fel e faptul... Renunțăm ușor, nu-i așa? Vin persoanele, haideți să analizăm situația noastră, dar înainte de a ajunge la divorț, la cere declararea nulității căsătoriei sau așa, analizare, ați încercat, ați vorbit cu cineva, nu zic neapărat cu un preot, dar și cu un preot, cu un psiholog, cu o persoană care este capabilă să vă ajute să rezolvați problemele voastre de familie, de relație. Ați vorbit? A, dar eu nu sunt nebun, eu nu am probleme psihice, nu, dar nu. Dar nu, deci trebuie depășită această mentalitate și să căutăm ajutorul unor anumitor persoane care ne pot ajuta, fie din experiența lor de viață, fie din experiența lor culturală, pedagogică. Deci eu cred că trebuie să schimbăm ceva în viața noastră, în abordarea noastră a vieții de familie. Dar, pe de altă parte, nu sunt de acord să spun, gata, renunț imediat la familie, la copii, pentru că avem probleme. Deci trebuie un echilibru, trebuie analizate, trebuie căutate ajutoare, dar nici să rămân într-o situație de infern, nici cu aceasta nu pot fi de acord. Și biserica îmi spune, da, e adevărat, nu poți rămâne, pentru că acolo nu te ajut nici pe tine, și nici copiii. Părinte, mi-închipui că atunci când ați ales drumul preoției, nu v-ați închipuit că asta veți face. Sau când poate i-ați privit pe părinții dumneavoastră în copilărie, nu v-ați gândit că veți ajunge să judecați, nu? Cu ghilimelele de rigoare, alte cupluri. Absolut, da. Cum v-ați închipuit, de fapt, viața de preoție? Da, viața de mea de preoție era privită cu totul altfel. Viața pe care am văzut-o, de fapt... Mi-închipuit că la Tămășeni ați văzut... un alt fel de model de preot. Exact acolo vreau să ajung tocmai. Da. Deci imaginea mea rămâne părintele Iosif Enășoai, parohul meu de atunci, foarte echilibrat, om al rugăciunii, om al dăruirii, om al catehezelor, al întâlnirii cu oamenilor și într-adevăr aceasta era imaginea mea, bineînțeles. Deci nu este o imagine creată în laborator, ci este o imagine creată din lumea existențială directă. Și atunci, da, mă gândeam în viața mea de preot la început că, da, voi fi un om al rugăciunii, un om al studiului în același timp, un om care să comunice ceva și să fie aproape oamenilor. Aceasta era la bază. La ce vârstă a apărut acest gând? Destul de fraged, la 14 ani, da, 13-14 ani. Acesta este motivul pentru care ați ales liceul din Bacău, liceul teologic, da? Să urmați studiile și apoi, institutul teologic. Da, acesta a fost raționamentul pentru care am mers, deși... La mine optam între liceul militar, că aveam un frate care a intrat în spațiul armatei și atunci era și pentru mine așa oarecum wow, să fii militar, să fii ok, era un vis pe de o parte, pe de altă parte îmi plăcea și îmi place foarte mult sportul.
numai când plăcea, după părerea mea subiectivă, mă și pricepeam. Și am vrut să dau la liceul sportiv din Roman, dar până la urmă, nu știu, am ales să merg până la urmă la seminar. Deci nu eram absolut convins că voi merge la seminar la liceul teologic, nu. Deci eram în dilemă până aproape de sfârșit, până să merg, da. Și până am făcut această alegere, da. Și după aceea continuu. Ați urmat acest drum și dacă am vorbit despre tentația renunțării în viața de familie, vă întreb dacă există tentația renunțării și în drumul pe care un tânăr îl parcurge către preoție. Da. Practic e cumva o chestiune similară, e un mod de viață pe care ți-l alegi, nu? Viața în doi sau viața bisericească, viața dedicată Domnului și la un moment dat apar anumite cum să le spunem? Sincope. Ca să le spunem frumos, sincope, lipsuri sau motive care poate trag să te abată de la drumul inițial. Da, absolut, absolut că au existat, mai ales în anii de facultate și de liceu. Nu, există momente mereu în care vrei să schimbi și să faci altceva în viață. Da, eu am avut, da, și cred că eram în anul 5, destul de târziu la seminar, și în care am vrut să las, să ies din seminar și să apuc altă cale. Dar, nu știu, n-am făcut acel pas și am mers mai departe. Da, adică, dar nu era, era mai mult o chestiune legată de student superior și atunci, fiind reguli foarte stricte, eram și cu anumită responsabilitate în institut și atunci am zis, nu, dacă aceasta este modalitatea de a trata anumite lucruri, atunci eu mai bine ies din seminar. Neștiind, acum, na, gândește altfel, sau o persoană care este pusă într-o anumită responsabilitate trebuie să gândească la mai multe lucruri decât doar la acea seară de sâmbătă seară ora 8, cum gândeam noi. Noi eram focalizați doar pe un anumit moment. Ei trebuia să gândească la întreaga noastră formare, la ce ne aștepta după, la cum trebuie să fii pregătit pentru... Noi ne gândeam, nu, eu vreau acel lucru în acea seară, vreau să văd meciul România-Anglia. Din nu l-am nou, văzut. Din nou, îmi vine să compar lucrurile, pentru că, de fapt, ce trebuie? Să pui în balanță anumite aspecte, nu? Absolut. Cât de mult contează faptul că nu văd acel meci la 8 seara sau că trebuie să fie un institut până la ora, nu știu la cât era, da. Și cât de mult contează ceea ce înseamnă și ceea ce presupune această viață și ce mulțumire ne aduce. Deci, într-adevăr, deci principiile fundamentale, deci esența, dacă privești și ești atent la ea, atunci ea te conduce mai departe. Dacă tu dai mai multă atenție anumitor lucruri subiective, atunci e mai dificil. Dar dacă încerci să fii echilibrat, dar bineînțeles, și faci alegerile nu rapid, ci în urma unei rugăciuni, în urma unei meditații, în urma unor convorbiri, cu siguranță acea alegere este și bună și mai ales dacă este fundamentată pe principii profunde și puternice care rămân și după ce îți trece supărarea. Dacă tu iei o decizie, dacă aș fi luat decizia atunci când eram supărat pentru că n-am găsit înțelegere la superior, cu siguranță mi-ar fi părut rău după aceea. Iată un lucru demn de aplicat și în viața de zi cu zi, în absolut orice situație. Această analiză amănunțită care ne poate feri de decizii radicale care nu mai pot fi schimbate după. Exact. Ați fost sfințit preot și ați urmat parcursul aparent dorit și firesc, nu? Ați fost numit vicar la Roman, într-o parohie, ați desfășurat muncă pastorală, apoi v-ați ocupat și de acțiunea catolică, v-ați ocupat și de bolnavi, adică ați trecut prin diferite responsabilități. Și totuși a apărut necesitatea, dorința sau, nu știu, poate trimiterea, chemarea, ne spuneți dumneavoastră, de a aprofunda și de a vă specializa în drept canonic. Și în 2010 ați urmat studii de specializare la Universitatea da. Pontificală Lateran. Când de unde această misiune? Da, într-adevăr, am terminat studiile la Institutul Teologic din Iași în 2005 și am fost repartizat la Roman. Și acolo am început activitatea mea de preot. Biserica acolo era o parohie mică, era în construcție, parohia era în altă parte, erau mai 600 de metri de mers de la parohie la biserică, în sfârșit se celebra la subsolul bisericii și acolo am început primii mei pași în viața de preoție.
Și da, spuneați că am fost și în Acțiunea Catolică și mi-a plăcut foarte mult lucrul acesta, pentru că la mine principiul meu de bază era să fiu într-adevăr în relații foarte bune cu Părintele Paro, care este responsabil al catehezelor, al vieții de credință într-o parohie, să fiu în comuniune cu episcopul, dar în același timp rămânea pentru mine așa foarte puternic principiul că eu trebuie să fiu aproape de oameni. Și astfel eu eram foarte atent și copiii și cu tinerii și cu adulții și cu bătrânii și cu cei din spital. Și așa eu am trăit viața mea de preot și am fost repartizat după aceea și la Bacău, și în acest principiu al meu de a fi aproape oamenilor am fost cooptat să fiu alături și de Acțiunea Catolică, să însoțesc pe tineri, fie în zona Roman, fie în zona Bacău, și au fost momente extraordinare. Având o misiune atât de frumoasă, cu tineri, cu adulți de la Acțiunea Catolică, cu bolnavi pe care i-a alinat, cum a venit vestea că trebuie să plecați la studii de drept canonic? Pentru că atunci când spui drept canonic nu e prea atrăgător. Trebuie așa este, când spui drept canonic, spui ceva rece, ceva exact, fără suflet, ceva care nu te implică, și nu a fost simplu, mai ales că nu mi-am dorit niciodată să merg la studii, nu am vorbit cu ierarhii, cu superiorii, că mi-aș dori să merg la studii, că aș vrea să fac drept, dar în biserică există și ascultare și sunt anumite necesități într-o dieceză, sunt anumite persoane care trebuie să facă lucrul acesta pentru a ajuta în modul lor alte persoane, și atunci bineînțeles că am acceptat acest lucru. Clar, este și o onoare să fii ales și să fii trimis și să faci o specializare. Și o altă modalitate de a le fi aproape oamenilor, nu? Da, absolut. Pentru că, de fapt, e cumva o nouă treaptă în ceea ce ați început și în ceea ce v-ați dorit. Este altceva, nu spunem nici mai bine, nici mai sus, nu. Este, cu tot, este altceva, este o altă modalitate de a ajuta anumite persoane. Deci nu mai sus, nu mai jos, nu mai deosebit. V-ați văzut la Universitatea din Lateran, cum se spune, pentru licență, apoi pentru doctorat, aprofundat în studiu, în cărți, și spuneți-mi cât de diferită este practica de teorie, pentru că acolo ați aprofundat toate scrierile, da, toate legile, tot ceea ce înseamnă această, această zonă, și v-ați văzut întors acasă cu cazurile practice, exact, în față. În care, cum reușiți să găsiți articolul potrivit pentru cazul practic pe care l-ați Acest lucru nu este simplu, dar e bine că trecerea nu are loc în mod direct. Adică în momentul în care m-am întors de la studiu, nu am intrat direct să fiu vicar judecătoresc, să fiu responsabil cu tribunalul, să fiu responsabil cu cazurile. Deci era un alt preot responsabil de diversi ani și cunoștea foarte bine cum să aplice normele și regulile. Și eu, între timp, am fost cancelar, secretar al episcopiei și ușor, ușor am intrat și în această sferă. Deci lucrurile au fost treptat făcute și atunci a fost bine. Am avut deja posibilitatea să văd anumite cazuri fiind secretar, să văd anumite lucruri care nu merg, am avut timp să văd cum aplici anumite norme, care norme trebuie să le aplici exact, și acest lucru se face treptat. Și bineînțeles, când tu ești specialist, știi exact unde trebuie să mergi, ce trebuie să faci, ce trebuie să aplici. Și experiența ajută în acest domeniu sau cazul este, are aceeași gravitate indiferent de experiența pe care o ai? Mă gândesc că poate la început primele cazuri v-au impresionat mai mult decât Absolut. Cele care vă impresionează acum. Aveți Absolut. Așa o Absolut. Deci primele cazuri te marchează altfel, pentru că până la urmă nu suntem doar rațiune, nu suntem doar norme, nu suntem doar generalități. Suntem persoane care trăiesc istoria lor și istoria lor este formată din relații, și atunci știi exact ce înseamnă când cineva trece printr-o dificultate, când trece printr-o încercare și mai ales când trece chiar printr-o situație foarte dificilă de despărțire, sau chiar să vezi că de fapt căsătoria ta a fost nulă, tu credeai că ai făcut-o pentru totdeauna, dar de fapt sunt anumite lucruri pentru care ea nu sunt pentru totdeauna. Și na, te marchează. Bineînțeles, cu timpul nu e că nu te mai atinge sau că doar că poți fi un pic mai detașat pentru a putea rezolva mai ușor anumite cazuri, pentru că și în momentul în care te implici prea mult,
riști să nu duci la bun sfârșit acel lucru sau să nu judeci după dreptate, pentru că dacă te implici foarte mult din punct de vedere emoțional într-o situație de genul acesta, s-ar putea ca tu să spui, da, această cauză, această căsătorie este nulă și de fapt să nu fie nulă și atunci te gândești, da, eu în fața lui Dumnezeu cum răspund acum pentru că am luat o decizie greșită, nu există, deci tu trebuie să fii absolut convins că acea căsătorie a fost nulă, altfel nu spui că a fost nulă. Dar plus nu suntem singuri, în momentul în care se face un proces, tribunalul este constituit din 3 judecători și atunci împreună se judecă, se pun toate elementele cap la cap și atunci se dă sentința. Ce faceți, părinte, când aveți nevoie de liniște și de cadrul potrivit pentru a lua decizii și pentru a face lumină în cazurile care vă bântuie, să le spunem așa? No, corect, corect. Pentru că mi-închipui că le purtați peste tot cu dumneavoastră, indiferent ce faceți, vă vine în minte Marian sau Veronica, așa Veronica este, vine, și... Da, le porți cu tine, dar așa este. Deci, da, sunt momentele de rugăciune, momentele de meditație și mulțumim Domnului, am fost și educați și ne simțim minunat în momentele de rugăciune, momentele în care citești o carte. Mie îmi place nu doar să citesc o carte, îmi place să și joc o carte. Și apoi îmi place să fac sport, deci ies, fac sport, fac plimbări și la munte și atunci și în aceste momente de relaxare tu le gândești, dar în același timp devii mult mai liniștit și poți să pătrunzi mai bine acele elemente. Dacă am început această emisiune explicându-le celor care ne urmăresc ce trebuie să facă ca să deschidă un proces și ne-ați vorbit de acea cerere și acest parcurs, aș vrea să încheiem emisiunea și dumneavoastră să ne spuneți ce să facă cei care ne urmăresc ca să nu ajungă vreodată la un proces. Nu privesc lucrurile acestea în felul acesta. Cine trebuie să ajungă la un proces, îl rog să vină, să ia legătura fie cu un avocat, fie cu un judecător din cadrul Tribunalului Bisericesc al diecezei de Iași sau al diecezei în care se află, să ia legătura. Pentru că starea lor nu trebuie perpetuată. Dacă este o problemă care poate fi rezolvată, să nu mai poarte în mod apăsător. Deci trebuie. Ideea e ca acele familii care întâlnesc anumite probleme încă de la început sau parcursul căsătoriei lor, ideea e să ia legătura cu cineva. Este și Părintele Felician care se ocupă cu familiile. Sunt și alți experți din lumea laică, cu psihologi, cu persoane de relații care se ocupă cu terapia de cuplu, să nu lase lucrurile să meargă mai departe așa. Când sunt anumite lucruri care trebuie rezolvate, trebuie să le rezolve și din punct de vedere al credinței, din punct de vedere al raportării la Dumnezeu, dar în același timp și din punct de vedere de formare relațională, de cuplu și să fie atenți. Au nevoie de mai multe persoane. Să nu renunțe la visul pe care l-au avut, să nu renunțe de a se îmbogăți, de a progresa, de a crește împreună, că până la urmă, în momentul în care te-ai căsătorit, nu e că ai ajuns la împlinire sau ai ajuns la acea perfecțiune. Tu împreună, cuplu fiind, trebuie să mergi mai departe. Ai drumul tău, dacă până acum ai avut drumul tău individual, acum ai drumul tău de cuplu și va trebui și apoi de familie când apar copii, nu? Și să fii atent la aceste aspecte, e foarte important. Sunt anumite lucruri care produc rupturi pentru totdeauna într-un cuplu? Credeți în lucrurile acestea? Nu știu ce să zic, cum să mă pronunț aici, dacă sunt... Nu cred că ar trebui, nu, că ar trebui să existe rupturi pentru totdeauna, nu. Nu, depinde cum privim lucrurile și cum încercăm să rezolvăm. Și lucrurile nu se rezolvă de la sine trecând timpul. Noi suntem persoane în timp și încercăm să rezolvăm problemele în timp. Deci ele nu se rezolvă. Deci noi sunt probleme foarte grave, dar am auzit mai multe persoane care au fost capabile să treacă peste încercări și peste trădări chiar, peste infidelități, dar este alegerea lor. E fantastic. Deci sunt persoane și se poate, dar trebuie găsită motivația justă, să ai principiile bine puse la punct, să le vezi, să mai citești ceva și să fii deschis pentru aceste lucruri.
Rămâne Sfânta Familie din Nazaret modelul cel mai bun în orice timp pentru familiile noastre? Fără doar și poate. Deci dăruirea lor, au avut și ei încercări, probabil că incapacitate de a înțelege anumite lucruri, dar nu au renunțat unul la celălalt și nu au renunțat în primul rând la ce? La planul lui Dumnezeu cu ei. Când ei se raportează astfel la familie, atunci clar că ai o putere extraordinară de a merge mai departe. Dacă tu te raportezi doar la tabloide, doar la divorțurile care sunt în show acolo, atunci e clar, nu te orientezi bine și nu ai cum să reziști. Părinte, din această emisiune ne-am dat seama ce ne doriți nouă, familiilor, cuplurilor, oamenilor, laicilor. Vreau să vă întreb în încheierea emisiunii, ce vă doriți pentru dumneavoastră, părinte? Pentru mine? Da. Îmi doresc pace interioară, primul rând, și un drum interior cât mai profund și niciodată să nu fie separat de lumea în care trăim. Eu vă doresc să aveți parte de toate aceste lucruri, vă așteptăm oricând în emisiune și vă mulțumesc pentru mesajul de deschidere și de încurajare pe care l-ați transmis astăzi. Cu siguranță au reținut că sunteți aici pentru ei, să-i ajutați și să îi lămuriți. Și eu mulțumesc frumos pentru invitație, Doamne ajută! Dragi prieteni, vă mulțumesc pentru atenție, sunt Nicoleta Timaru, vă aștept și săptămâna viitoare. Până atunci, nu uitați, nu renunțați, luptați! Interviul săptămânii la RCIS FM.